Fero, iubim apa. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cine ești tu? Invitatul meu de astăzi este Ioan Vrăsmaș, directorul singurei companii de operă, companie privată din țară. Bine, bine v-am regăsit și eu. Cum vă explicați faptul că într-o țară care are foarte multe orașe ce se autointitulează culturale și iubitoare de cultură, există o singură companie privată de operă? Care e situația în alte țări? Da, o întrebare destul de complicată. De ce singura companie privată din țară? Pentru că la noi cultura este subvenționată de stat sau instituțiile publice sunt subvenționate 100% de stat. Lucru care în celelalte state ale Uniunii Europene și nu numai, nu este așa. Un procent funcționează și acolo, dar există o altă parte care trebuie să-l suporte și să se autofinanțeze teatrele mari din Germania, din Austria, din Italia și așa mai departe. România este finanțat 100% de statul român. Ca să poată rezista o companie privată de operă în astfel de condiții, vă puteți imagina că este aproape imposibil. Și cum rezistați? Cu multă muncă, cu greu, dar cu perseverență și cu încăpățânare. Finanțarea vine și din sponsorizări. Aici iar vorbim despre o cultură a sponsorizării care în România nu prea există. Cât de reticente sau nu sunt companiile atunci când vine vorba să sponsorizeze o astfel de companie, de exemplu? Da, nu putem vorbi despre o filantropie în artă, în cultură, la ora actuală în România. Există entități care sunt sponsorizate sau primesc din partea anumitor mari companii, concerne, anumite sume de bani. Dar nu putem vorbi despre o filantropie în artă. Oricum, există un progres în, să zicem, de 2-3 ani, 4 ani. Mari companii de IT și nu numai au început să investească în anumite spectacole, în anumite proiecte artistice, în anumite proiecte culturale. Dar nu putem spune la final că suntem în stadiu în care arta este sponsorizată de marile concerne și de marile companii care sunt pe piața națională. Cum trăiți dumneavoastră ca artist în România? Nu pot să spun că mă plâng, nu pot să vă spun că mă laud. Trăiesc decent și mă bucur de ceea ce am reușit să creez un spațiu al meu, o mică oază de liniște într-o pădure deasupra Clujului, în Feleac. Încă o dată, într-o absolută decență. Vă întreb asta pentru că în ultimul timp auzim mult în jurul nostru și, așa cum a spus și dumneavoastră, e o problemă de finanțare a culturii, a artei în țara noastră și sunt foarte mulți tineri artiști care, deși sunt talentați și au vocație, ajung să renunțe la vocația lor pentru că nu se poate trăi din artă în țara noastră. Aici am să vă contrazic puțin. Dacă întrebarea asta mi-ați fi pus-o acum un an de zile, v-aș fi dat dreptate. În momentul de față s-a ajuns ca personalul artistic din instituțiile de
muzicale, de spectacole și de concerte, să aibă salarii decente. Să aibă salarii decente, mă rog, un salariu începând de la 3.000 de lei, ajungându-se până la 7, 8, 9.000 de lei. Bani pe care în mediul privat nu îi câștigi, adică trebuie să fii IT-ist ca să câștigi banii aceia. Nici de cum, nici de cum, nici de cum, este exclus. Dar mi-am propus să vă contrazic pentru că sunt salarii decente, nu sunt salarii mari, nu sunt salarii mici, sunt salarii decente. Și mi se pare că personalul artistic din instituțiile de cultură îl merită. Deci s-a ajuns la un nivel salarial care le permite să se simtă respectați artiștii. Dumneavoastră, de ce nu mai colaborați cu Opera Națională din Cluj? Da. Este o istorie destul de veche și, iată, eu am candidat în anul 2012 pentru postul de director al Operei din Cluj. Post care, teoretic, l-am câștigat, după cum și instanțele de judecată l-au spus. Pentru că ați avut un proces destul de lung ulterior în... Da, destul de lung. Destul de lung, care la final așa s-a terminat. Și directorul instituției a devenit contracandidatul meu. Acum vă puteți simplu imagina că, fiind într-un proces pe această temă, nu eram un om foarte comod și un artist binevenit acolo, deși debuturile mele artistice și mulți ani am cântat pe această scenă. Astfel încât vă pot spune că nu am fost invitat. Deci am fost invitat, n-a fost nicio mare supărare. Desigur că am cântat în foarte multe teatre, în zeci, poate sute de teatre în Europa, dar mi-am fi plăcut să cânt și pe scena unde am debutat în anul 2006. Din când în când. N-am fost invitat, nu m-am dus. Poate or să vină și altfel de vremuri. Spuneți așa, sau simt o ușoară tristețe în vocea dumneavoastră. Da, pentru că scena pe care debutezi îți devine foarte apropiată, îți devine prima scenă din viața ta și scena pe care ai vrea să te întorci uneori ca să ai această plăcere a debutului, să te reîntâlnești cu tine din perioada când ai debutat, când ai făcut primul pas pe scenă. Dar se întâmplă să fie și așa. Se întâmplă să fie și așa. Astfel încât nu m-a deranjat, mi-aș fi dorit. Și cu siguranță vor veni vremuri când se va întâmpla și acest lucru. Care e mai importantă, prima scenă sau prima iubire? Da. Să știți că ambele sunt, dacă vorbim așa, sunt prime iubiri. Sunt prime iubiri. Te legi de ambele la fel de tare. Fie că vorbim de, dacă mă întrebați așa, de prima iubire, fie că vorbim de prima scenă, legătura este și experiența aceasta rămâne o amintire plăcută. Rămâne o amintire plăcută. În CV-ul dumneavoastră scrie că sunteți și absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă și că sunteți arhidiacon al Mitropoliei Clujului. De unde chemarea aceasta către ortodoxie, să zic? Da. Dacă e să rememorăm puțin și să mă gândesc în urmă, mă aflam undeva la câțiva ani după Revoluție, prin anul 93,
la țară, într-o comună frumoasă din județul Bistrița-Năsăud. Și trăiam frumos o experiență de viață și de natură într-o familie frumoasă, cu mama mea și cu bunica mea. Părinții mei s-au despărțit când eu eram destul de mic. Și am crescut așa la munca câmpului, cu multe animale, cu multă muncă. Eram o fire destul de sensibilă, destul de sentimentală. Trebuie să fiu sincer că la munca câmpului nu făceam nici de cum față. Și atunci era o vorbă în sat că cine nu poate să facă munca câmpului trebuie să se facă domn. Și m-am gândit atunci că varianta asta pentru mine ar fi cea mai bună. Nu eram foarte bogați, eram la limita de a trăi, de a merge mai departe, și atunci i-am spus mamei mele că eu la coasă nu mai pot, la sapă nu imaginez că m-aș mai duce, și atunci m-am gândit să mă duc la școală mai departe undeva și să mă fac domn. Sigur că un prim răspuns al mamei a fost după câteva zile. M-am spus că nu eram foarte bogat și atunci ca să ajung într-un oraș unde să fac liceu și să deveniți domn, era nevoie de o cheltuială. Era destul de costisitor. Între timp, bunica a murit și am rămas doar noi doi frați cu mama. Devenise situația un pic și mai grea și atunci speram din ce în ce mai puțin. Dar după câteva zile, mama mi-a spus că e de acord, cu o singură condiție, să mă duc la seminar, adică să mă fac preot. Era oarecum reacția aceasta a mea dintre a ajunge la oraș și de a alege ce a vrut mama, ce a vrut bunica. Pe de o parte și eu îmi doream, dar nu eram foarte sigur. Dar dumneavoastră ce domn visați să deveniți? Păi ca orice copil am vrut să fiu mai multe feluri de domn. Îmi doream să fiu și medic. După aceea, a doua dorință a fost aceea de a deveni actor. Și apoi, până la urmă, așa, ca să vă răspund la întrebare, așa am ajuns la Cluj, făcând această profesie și ajungând la seminar din dorința mamei mele. Și mă amintesc foarte bine, eram prin anul 1993. Eu nu văzusem foarte multe orașe, nu văzusem foarte multă civilizație. Am ajuns la Cluj. Ați venit cu trenul? Cu ce ați venit? Am venit cu trenul și trebuia să luăm din gară un troleibuz, pentru care știam că trebuie să ne luăm un bilet de călătorie. Dar nu știam că un bilet de călătorie poate avea două călătorii. Și atunci am luat un bilet de călătorie pe care l-am compostat o singură dată, nu știam. Și prima aventură și prima reacție a mea și a mamei mele cu Cluj a fost că ne-a prins controlul cu un bilet cu două călătorii compostat o singură dată. Și mă amintesc perfect că ne-a dat o amendă. Și mă amintesc și acum că ne-a dat o amendă dublă, deși greșeala noastră fusese făcută doar pe jumătate. Adică un bilet cu două călătorii a fost compostat pe o călătorie, dar fiind și săraci și de la țară,
Am primit o amendă dublă, nu știam despre ce este vorba, dar după aceea, în timpul seminarului, mi-am dat seama că acel controlor, văzându-ne săraci și de la țară, a profitat de sărăcia noastră. Ce ați învățat din acea primă experiență cu Clujul? Nu știu dacă am învățat numai din prima experiență sau am învățat și mai târziu că există foarte puțini oameni sinceri. Există foarte puțini oameni sinceri. Dar am început să învăț de atunci. Cum v-ați obișnuit într-un oraș mare, chiar și în 1993, Clujul era tot mare față de o comună mare relativ, Prundul Bârgăului, nu este chiar o comună mică. Da. Cum v-ați obișnuit în orașul de unde n-ați mai plecat până la urmă? Da, de unde n-am mai plecat. Trebuie să spun că m-am obișnuit și m-am armonizat bine. Eram copii, eram foarte mulți. Trebuie să vă spun că intrasem într-un liceu, mă rog, seminarul teologic de atunci, care era mult mai dur și mult mai strict decât o garnizoană. Pe vremea aceea așa era. Și îmi aduc aminte și acum, stăteam în cameră, am ajuns să stăm la un moment dat și 40 într-o cameră. Și nu aveam timp să ne plictisim, nu aveam timp să ne gândim la probleme existențiale, nu aveam timp să ne gândim foarte mult la familie, pentru că eram într-o priză continuă. Ne trezeam de dimineața la ora 6, la ora 7 deja trebuia să fim la biserică, în fiecare zi era un program să ne facem slujba de dimineață, după aceea eram la masă. De la ora 8 până la ora 2 sau la ora 3 erau cursurile de rigoare. Aveam doar o oră în care să mâncăm și să ne odihnim puțin și după aceea erau 4-5 ore de meditații, în care la început ne plictiseam foarte tare pentru că simțeam că nu mai avem ce să facem în 4-5 ore, am fi făcut și noi altceva, eram totuși adolescenți. Dar cu timpul am descoperit lectura, am descoperit cărțile. La început mai greu, apoi din plictiseală și mai la final din plăcere. Astfel încât pot să vă spun că această perioadă din viața mea și din viața noastră, celor care am fost atunci elevi imediat după Revoluție într-un liceu de profil, așa a fost. Așa a fost că am descoperit cartea și în perioada aceasta am citit cel mai mult. În vacanțe mergeați acasă la țară? Numai în vacanțe, pentru că asta am început să vă spun, programul era foarte strict, în oraș nu puteam să ieșim decât 2-3 ore la final de săptămână și asta în cazul în care eram foarte cuminți și nu primeam un consemn ca să nu mai ieșim câte 2-3 luni din clădire. Ați primit și astfel de consemn? Desigur. Ce ați făcut? Începând de la faptul de a nu mă prezenta în ținuta obligatorie, până la faptul de a nu ține toate posturile, că așa era situația, până la faptul de a fi arogant sau de a face anumite ironii față de acest sistem închis. Mă amintesc odată, eram obligați la slujbă să mergem într-o anumită ținută. Așa încât trebuia să ai un costum și o vestă de aceea neagră, care era costumul instituției. Sau, dacă nu, la cămașă să ai o cravată. Era foarte frig într-o iarnă și, desigur, mi-a luat costumul, dar mi-a luat o...
bluză pe gât și pedagogul imediat, chiar dacă eram la slujbă, m-a pus absent. Și atunci că n-am avut cravată. Și atunci mi-a spus, dacă nu vii cu cravată, te pun absent. M-am dus în cameră și mi-am luat cravată și mi-am pus-o peste bluza pe gât. A fost ideea mea de a protesta și de a putea protesta împotriva sistemului acesta absolut ca la mănăstire. Și drept urmare, n-ați mai putut ieși din cămin 2-3 luni? Da, se întâmpla să te consemneze începând de la o săptămână, două, până la 2-3 luni, da. Sau, desigur, când făceai lucruri destul de grave, chiar să pățești mai mult de atâta, să trebuiască să te tunzi de tot sau pur și simplu să te trimită la o mănăstire foarte drastică, unde să trebuiască să ți spășești aceste fapte 2-3 săptămâni. Ați fost trimis și la mănăstire? Eu nu. De asta sigur am scăpat, dar de celelalte nu. Mă întrebați un puțin mai devreme de vacanțe, pentru că eram curioasă dacă în vacanțele de vară mai mergeați la muncile câmpului, pentru că erați deja un domn în devenire. Trebuie să fiu sincer să vă spun că nu. Vorba dumneavoastră, eram deja un domn în devenire și mă cruțau destul de tare deja. Eram destul de respectat și al satului și al familiei, sigur, și mă cruțau destul de tare apoi. Asta a fost bucuria mea, pentru că puteam și când mergeam acasă să mă relaxez, să mă simt bine. Oricum, îmi căutam lucruri mult mai apropiate de ceea ce făceam. Mă duceam la biserica satului sau mă implicam în astfel de lucruri. Dar trebuie să recunosc că după ce am intrat la școală și eram un domn în devenire, cum ziceți dumneavoastră, am fost destul de cruțat. Sunt convinsă că mama visa să deveniți probabil preot în satul natal sau undeva în apropiere, iar dumneavoastră ați ajuns ca timp de mai bine de 10 ani să fiți consilierul înalt preasfințitului Bartolomeu Anania. Am fost arhidiacon la Mitropolie mai bine de 10 ani, 12 ani. Da, mama și-a dorit foarte mult și era foarte mândră de ceea ce am putut realiza pe această parte a profesiei mele. Da, recunosc, îmi făcea mare plăcere că mama era fericită și era bucuroasă, recunosc și acum. Și dacă e să fiu sincer, n-a fost niciodată mulțumită și n-a fost niciodată împăcată pentru ceea ce am făcut pe planul acest artistic. Pentru că dumneavoastră v-ați dus ulterior finalizării studiilor Facultății de Teologie, ați mers la conservator, nu? Sau înainte de facultate, după seminar, la conservator. Nu. Eram deja preot când m-am dus la conservator, dar îmi vine în minte o întâmplare frumoasă cu mama, eram la acest subiect. Am încercat cumva și am crezut că o să fie mândră și de partea cealaltă artistică și de toate realizările din această parte și am chemat odată la un spectacol de operă, sigur. Era pe scena Operei Cluj? Era, da, era un spectacol la Cluj și îmi amintesc și acum, eu eram foarte fericit după spectacol, cum se întâmplă de obicei după un spectacol, artistul este destul de fericit și destul de mulțumit și am întrebat-o și pe mama dacă i-a plăcut. Era absolut normal să-i pun întrebarea asta și mama m-a uimit cu un răspuns pe care nu o să-l uit niciodată. Mi-a spus, tot mai bine stătea ca popă. Astfel încât mi-am dat seama că pe mama niciodată n-am să impresionez cu,
cu această latură a realizărilor mele. Oricât de frumos ar fi spectacolul, oricât de grandios. Da, și oriunde, în orice teatru mare ar fi fost, pe mama n-ar fi impresionat-o. Ați avut șansa și ocazia să ajungeți pe marile scene ale lumii. Nu v-a tentat niciodată gândul să plecați din țară, să vă stabiliți în altă țară? Da. Sunt convinsă că și oferte ați avut. Au fost oferte pentru că imediat după ce am terminat facultatea, după un an în care m-am mai cântat la Opera din Cluj, am fost admis la Universitatea Mozarteum din Salzburg pentru masterat. Astfel încât mi s-au deschis multe drumuri artistice, am încercat să văd ce se întâmplă dincolo în lumea aceasta, în industria aceasta artistică. Am colaborat și cu teatru din Salzburg și cu universitatea în producții și am avut într-adevăr câteva propuneri de la anumite teatre din Germania de a merge stabil. Însă nu mi-a plăcut ideea asta niciodată. Nu v-a plăcut ideea de Germania sau de a pleca din țară? Nu mi-a plăcut ideea de a fi angajat stabil într-un teatru în Germania, în care să mi se impună un repertoriu german, muzică modernă, operă modernă germană și mai mult decât atâta nu mi-a plăcut să joc în spectacole de operă de acestea montări noi, care în limbajul nostru se cheamă Regietheater. Astfel încât am preferat să mă întorc în țară după studii și așa s-a făcut că am început să-mi doresc să fac ceva, ce am văzut eu și ceea ce am trăit eu în Germania, să încerc să aduc și în țară sau să încerc să fac și în țară. Și atunci a venit ideea aceasta cu care am început emisiunea de a candida la postul de director al Operei din Cluj. Și așa am ajuns să candidez la acest post, pentru că am văzut diferența enormă între ceea ce se întâmplă într-un teatru în vest și ceea ce se întâmplă într-un teatru la noi în țară. Deci, practic, ați venit un om cu o viziune nouă, cu experiența unor țări civilizate sau experiența adusă din țări civilizate, în țări unde probabil că visează să ajungă foarte mulți români și practic nu ați fost lăsat să implementați un sistem care ar fi avut șanse de aproape 100% să funcționeze. Chiar am venit cu o viziune, pentru că trebuie să fiu sincer să vă spun că proiectul meu de management a fost notat cu o notă foarte mare. Doar că la sfârșit a trebuit să se revină la numirile politice. La proiectul de management nu s-a putut face mare lucru, pentru că proiectele de management sunt secrete. Astfel încât, fiind o comisie, probabil corectă și sinceră, le-au evaluat așa cum le-au citit. Așa se face că s-a ajuns la o diferență foarte mare între nota mea și a celuilalt candidat sau a contracandidatului meu. Dar mai apoi, când s-a ajuns să se vadă notele, s-a intrat în panica de rigoare și s-au luat măsurile care le știm cu toții. Și totuși, dumneavoastră aveți o sentință a unei instanțe de judecată favorabilă dumneavoastră. Da, iată ce se întâmplă. Eu, după cum vă spuneam, am încercat să mențin sinceritatea și frumusețea aceea a omului simplu născut la sat. Și pentru mine tot acest proces nu a fost să câștig bani și nu a fost... Dumneavoastră v-ați căutat dreptatea, cum ar veni. Da, nu a fost să recâștig postul, ci a fost să mă reabilitez moral.
a fost să se ajungă la, la ceea ce numim adevărul și dreptatea. Tocmai de aceea, după ce am câștigat procesul, n-am întreprins nicio altă acțiune. Am socotit că este de ajuns să știe lumea, să se facă cunoscut și atât. Revin puțin la viziunea de adusă din străinătate. Mă gândesc că ați implementat-o în compania de operă pe care o conduceți acum. Vreau să vă întreb cum sunt primite spectacolele de către publicul român. Da. Cum vedeți dumneavoastră de pe scenă? Și de pe scenă și din culise. Pentru că trebuie să vă spun că anul acesta am făcut două turnee în țară. N-am avut curajul până acum. Am făcut anumite spectacole sau câte un spectacol în anumite teatre din țară, dar n-am avut curajul să iau la rând toate orașele din Transilvania. Și acum, anul acesta, m-am gândit că e momentul. Astfel încât, după Paști, am avut 4 spectacole cu opera Nabucco de Giuseppe Verdi. Am început la Turda, lângă Cluj. Am continuat la Arad, apoi la Satu Mare și la Oradea. Trebuie să vă spun, fără lipsă de modestie, nu doar că sălile au fost pline, ci că am avut public în picioare și am decis în multe orașe, pe riscul meu, să introduc chiar și scaune suplimentare, pe răspunderea mea. Asta a fost în luna aprilie, imediat după Paști, cu opera Nabucco. În luna iunie am pus în aceleași teatre Traviata. Succesul a fost și mai mare. Succesul a fost imens. Trebuie să știm și trebuie să menționăm acest lucru, că tot ceea ce facem noi ca și companie privată ar fi de datoria instituțiilor publice finanțate din bani publici să facă. Este un public care trebuie satisfăcut din punct de vedere cultural. Un segment de public de opere există peste tot în fiecare oraș. Dar vreau să vă spun că în aceste orașe și la aceste spectacole n-a venit doar publicul cunoscător de opera. Și a venit un public eterogen. A venit un public care a vrut să vadă în orașul lor și altceva. Alt tip de spectacol, alt tip de artă, alt tip de evenimente. Și atunci mi-am dat seama că aceste evenimente, aceste spectacole pe care noi le punem, trebuie să le intensific. Trebuie să le intensific. Nu am avut timpul necesar să aduc niște înregistrări, măcar cu partea finală a fiecărui spectacol din fiecare oraș în care am fost. 10, 15, 20 de minute de aplauze în continuu. Ceea ce, cu toată modestia sau cu toată lipsa de modestie, trebuie să vă spun că în instituțiile publice de spectacole nu se întâmplă. Nu se întâmplă. Pentru că ați adus vorba de public și de săli pline, peste tot sau poate fiecare turist care ajunge în Cluj află din mape de prezentare, din site-uri de prezentare, că orașul este unul cultural, unde se întâmplă multe evenimente culturale, unde multe evenimente sunt cu sala plină și casa închisă. Să-mi spuneți care e situația în alte orașe, pentru că ați cântat și pe scene din Oradea, din, țară, da. Din Iași. Sunt orașe mari. Spuneți-ne cum e acolo situația cu acest culturalism. Da. Am fost impresionat și trebuie să vă spun că orașele mici sau orașele mai mici sunt mult mai dornice și mult mai eficiente în ceea ce numim actul artistic. Orașele mari sunt obișnuite să aibă un teatru de operă, o filarmonică,
instituții, un teatru dramatic și așa mai departe, instituții pe care ei știu că le au oricând și dispun de ele și pot merge când își doresc, dar publicul din aceste orașe, să le zicem mijlocii, pentru că Satu Mare sau Oradea sau Turda sau Aradu sunt orașe aproape mari. Nu le putem pune în categoria orașelor mari pentru că nu le putem compara cu Clujul sau Iașul sau Constanța. Dar sigur, dar aceste trei orașe pe care le enumera sunt într-o continuă dezvoltare și acum deja nu intrăm la motive, faptul că vin mulți investitori și sunt așa, într-un fel de expansiune. Astfel încât la spectacolele muzicale, de pildă, publicul din aceste orașe, să le spunem mijlocii, este efervescent. Este efervescent, este implicat, trăiește. Iar la sfârșit, după ce a văzut un spectacol, debordează. Aplaudă cu plăcere, cu bucurie. Este mulțumit că a văzut la el acasă un spectacol de operă. Ceea ce nu se întâmplă în fiecare zi. Vă emoționează un astfel de public? Da, mai mult ca cel din marile orașe. De fapt, trebuie să vă spun că aceasta este, de fapt, menirea noastră, nu numai a noastră ca și companie privată, dar a tuturor instituțiilor de spectacol și de concerte, să crească publicul de mâine, să-l formeze. Și nu numai publicul din marele orașe, ci și publicul din celelalte orașe mai mici. Pentru că, vedeți, dacă am pornit de la seminar, ne întoarcem la seminar. La noi cultura se făcea în formație. În formație. În sensul în care în fiecare săptămână, de două ori, trebuia să mergem o dată la teatru și o dată la operă. Grupați frumos, doi câte doi, mergeam, astfel încât prima mea întâlnire cu balconul teatrului sau al operei a fost din adolescență. Acele au fost momentele care v-au determinat ulterior să mergeți pe calea aceasta artistică? Nici de cum. Ce v-a determinat să... Nici de cum. Prima mea... Să vă faceți un alt fel de domn, să nu rămâneți domnul părinte, cum se spune în mediul rural, ci să mergeți pe partea artistului. Prima mea reacție la un spectacol de operă a fost să râd în continuu, de la început până la sfârșit. Nu puteam imagina, copil venit de la țară, că niște oameni ca și mine, totuși în vârstă unii, alții mai tineri, pot să se prostească pe scenă și lumea să se uite așa atentă. Astfel încât prima mea reacție a copilului venit de la țară a fost să râd pe tot parcursul spectacolului. Aceasta este, de fapt, realitatea în care trăim. Și să știți că această experiență pe care eu am avut-o și eu am trăit-o, o trăiesc foarte mulți copii. Tocmai de aceea vă spuneam că menirea noastră a celor care facem spectacole și care întreținem viața culturală a orașelor din țară este aceasta, de a forma publicul tânăr, de a-l apropia, de a-l face să înțeleagă. De la ce vârstă ați recomanda dumneavoastră să fie duși copiii la spectacole de operă? Sincer, nu m-am gândit niciodată la asta. În orice caz, nu... La 3 ani mă gândesc că e și la 5 ani. Nu la vârsta când nu rezistă și încep să plângă, exact. Dar la o vârstă, deja de la clasa 1, eu zic că deja la spectacole de operă, la spectacole pentru copii și la o vârstă și mai joasă. Cu siguranță, cu siguranță, cu siguranță. Revin la întrebarea, cum ați decis sau de ce ați decis să vă faceți artist și să mergeți la conservator? Sunt mai multe elemente care au contribuit. Primul și cel mai important a fost acela că aveam o voce foarte bună. Asta mi-o spuneau și profesorii din seminar, mi-o spuneau și colegii. Ajunsese să fiu
șeful stranei al cântăreților. Nu aveți probleme cu cântatul, cum probabil aveau alți colegi de-ai dumneavoastră. Da, într-adevăr, asta era o problemă. Ca să dai la seminar, era o problemă, trebuia să fii un bun cântăreț pe vremea aceea. Acum am înțeles că nu mai este așa. Așa încât colegii mei, profesorii, mama, toată lumea spunea că mama m-a descoperit primul și bunica și și-a dorit să mă vadă preot, primul motiv fiind acela că aveam o voce foarte bună și pe atunci toată lumea știa că preotul trebuie să cânte frumos. Și apoi, luând legătura cu Cluj, am început să merg la spectacole, am început să-mi plac anumiți artiști, am început să merg pe la cabine să-i întreb anumite lucruri despre canto, despre cântat. După aceea, următorul pas a fost cu unii dintre ei să studiez și să încep să-mi lucrez vocea și să ajung să intru la conservator. Regretați că nu ați luat decizia de a merge la conservator mai devreme? Nu știu dacă regret, dar mi-ar fi prins foarte bine. Mi-ar fi prins foarte bine acest lucru. Eu am pornit cu un handicap foarte mare în această meserie pentru că... Vârsta sau la ce vă referiți? Nu vârsta, nu vârsta. Eu la 22 de ani eram deja pe scena operei, la 23 de ani. Nu neapărat vârsta, 23. La 23 de ani eram pe scena operei. Ci instrucția muzicală, teoretică, pe care eu a trebuit să o recuperez. Neavând liceu de muzică, neavând o școală în domeniu, eu a trebuit să mă duc direct la conservator și să recuperez ceea ce alții, colegi de-ai mei, de la conservator... Aveau deja 4 ani de experiență sau 5 ani. Aveau 12 ani de muzică. Alții și mai mult. Da. Deci nu regret, dar mi-ar fi prins bine. Pentru că mai avem doar câteva minute din emisiune, nici întrebările nu mai sunt multe. Aș vrea să vă întreb despre perioada în care ați fost consilierul înaltului preasfințit Bartolomeu Anania. Care ar fi trei lucruri importante pe care le-ați învățat de la dânsul și care v-au rămas, așa să zic, întipărite în minte? Da. Pe vremea cât eram arhidiacon și slujeam cu dânsul, am descoperit un om minunat, un om integru, un om de la care am învățat foarte multe, astfel încât mi-ar fi foarte greu să vă spun trei lucruri. Cred că primul lucru pe care vi l-aș spune ar fi integritatea morală. Al doilea ar fi rigurozitatea cu care făcea totul și dacă ar fi să vi-l spun pe al treilea, pe care eu vi l-am amintit aici de foarte multe ori în această emisiune, sinceritatea. Și de la mama dumneavoastră, ce sfat păstrați? Păstrați la dumneavoastră tot timpul pe care l-ați primit? Poate, nu știu, poate în momentul când ați plecat de acasă în Cluj. Trebuie să fiu sincer să vă spun că de la mama nu am rămas cu un sfat care să mă conducă pe tot parcursul vieții, ci am rămas cu imaginea unei ființe, Dumnezeu să o ierte, care a fost blândă tot timpul și pe care am simțit-o singurul om foarte apropiat mie și cu care vorbeam zilnic. Deci am rămas cu acest chip al blândeții unei ființe care s-a sacrificat toată viața ei singură pentru copiii ei. Deci cu această imagine am rămas, nu cu un sfat anume. Vreau să vă întreb, acum nu mai slujiți ca și preot, dar la biserică mergeți, să zic, în fiecare duminică? Trebuie să recunosc că slujesc o dată pe an. Și... la biserică merg de câteva ori pe an, din păcate, pentru că timpul nu-mi permite, iar când ajung să am o duminică liberă, nu,
nu reușesc să le programez pe toate celelalte pentru săptămâna care urmează. Cu tristețe o spun și o recunosc sincer că aceasta este realitatea. Dar posturile le mai țineți la fel ca pe vremea seminarului? Cu la fel de multă sinceritate trebuie să vă spun că posturile nu le-am ținut niciodată. Nici în timpul seminarului. Nici măcar atunci. Domnule Vrăsmaș, mulțumim tare mult pentru că ați acceptat să povestiți mai multe despre dumneavoastră și să ieșiți puțin din sfera scenei. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii și la alte emisiuni și vă dorim mult succes să ajungeți dumneavoastră din satul dumneavoastră al doilea director al Operei Naționale din Cluj. Vă mulțumesc că m-ați invitat. Da, dacă spuneați al doilea director, ca să nu rămână așa, să nu înțeleagă publicul despre ce este vorba, trebuie spus că primul director al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca este conseteanul meu. Nu știu dacă a plecat tot așa de dezamăgit de munca câmpului ca și mine, dar a plecat tot din la tinerețe, a plecat din satul natal. Deci primul director al Operei din Cluj, Constantin Pavel, este născut la Prândul Bârgăului. Suntem peste timp conseteni și mă bucur de acest lucru. Iar dacă dumneavoastră ați adus vorba de următorul director într-un an centenar, iată, la 100 de ani de la înființarea Operei, nu știu ce să vă spun, poate că aveți anumite înclinații profetice, sper să vi se adeverească. Mulțumim tare mult. Păi, ce să zicem, dumneavoastră mai încercați, dacă o fi să fie, să se mai organizeze vreun concurs. Pentru mine nu este acesta un scop în viață. Nu este, dar e păcat să nu aduceți, să nu puneți în practică și într-o instituție de stat ceea ce puneți în practică într-o companie privată. Nu știu dacă este păcat ca să vin eu sau să nu vin eu la conducerea unei instituții cum este Opera din Cluj, dar este păcat să se continue așa. Asta cu siguranță. Cred că am avea nevoie de o nouă emisiune în care să discutăm strict numai despre situația Operei. Mulțumim încă o dată și vă mai așteptăm. Sărut, mână! Iubim apa.